de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cafea. În sfârșit avem și noi un sfârșit de săptămână, așa cum, înainte de sfârșit de săptămână, așa cum mi-l doresc, adică cu cineva de la primărie, ca să stăm de vorbă despre acest prea frumos oraș, care e în căutarea dezvoltării și a modernizării. Primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, la cafea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Oricând, vinerea, cafea, ceai, nu știu, mixtură, orice. Voi încerca să profit de oportunitatea aceasta de a vorbi cu prietenii. Cât de des dumneavoastră sau oricine de acolo din primărie. Domnul primar, nu vreau să pierdem timpul cu multe analize, discuții, așa, în care fiecare să arătăm ce știm și ce putem. Vreau să discutăm chestii punctuale în această emisiune. Perfect. Haideți să nu începem cu lucrurile alea pe care le vede toată lumea și să vedem activitatea cealaltă pe care nu o vede toată lumea la un primar. Ca unul care știu ce înseamnă viața într-o primărie, vă întreb ce ați discutat la Asociația Municipiilor. Eu am văzut câteva comunicate ale domnului Boc, care o parte dintre ele chiar am zis că trebuie discutate și dezbătute. Deci ce ați discutat și ce din ceea ce s-a discutat acolo ar putea să ne intereseze și pe noi la Piatra Neamț? Au fost trei teme principale care s-au discutat la Asociația Municipiilor, la adunarea generală. Pe de o parte s-a vorbit despre reforma administrativă ca pe de o necesitate de maximă urgență, pentru că dacă vrem să dezvoltăm comunitățile, trebuie să gândim și reforma administrativă într-un mod în care care să ne permită acest lucru. Și ca un pas înainte în această direcție, am adoptat un memorandum cu privire la posibilitatea și reglementarea unificării voluntare a localităților. Adică un municipiu, un oraș să se poată unifica sau două comune să se poată unifica voluntar. Este o temă extrem de importantă, care va naște tot felul de contradicții, dar e o temă care merită discutată și eu lansez o invitație să-i chemăm și pe primarii, de exemplu, de la Dumbrava de la Gârcina, Alexandru cel Bun, Gârcina, da. Și să facem, că avem unde acum loc să discutăm cu toții, să facem o dezbatere, să invităm și pe cei care ne urmăresc să pună întrebări și nu de o oră. Asta este o chestiune care trebuie dezbătută și discutată. Până atunci mi-aș închipui cum ar arăta primăria Piatra Neamț cu Andrei Carabelea primar și Ion Rotaru viceprimar. Mara. Bun. Aveți și dumneavoastră fanteziile dumneavoastră și o imaginație foarte bogată. Dar până la urmă această procedură vizează și stimularea, evident, a interesului primarilor în funcție a localităților mai mici să înțeleagă această necesitate. Și există un exemplu care sper eu să fie de succes la Buzău. La Buzău, care în toamnă va avea un referendum local cu privire la unificarea municipiului Buzău cu o comună învecinată. Tichilești, nu am reținut. Da. Își dublează practic suprafața, exact, administrativă și mai există ceva extrem de interesant. Viitoarea autostradă va trece practic atunci prin municipiu. Ceea, da, ce pentru municipiu este înseamnă oportunități extraordinare pentru viitoare investiții și programe. Au gândit bine, nu știu cine e acolo și nici nu... Discuțiile pe care le-am avut cu domnul Toma și cu alți colegi din Asociația Municipiilor ne-au relevat
și mi-au deschis cumva această intenție și mie de a aborda primarii din zonă, pentru că în momentul de față primăria Piatra Neamț nu are terenuri, nu deține terenuri în proprietate pentru a demara o serie de investiții. Și acum trebuie să înțelegem că este un oraș puternic îndatorat, dar această situație nu va ține la nesfârșit și noi atunci, acum, trebuie să pregătim terenul și la propriu și la figurat pentru viitoarele investiții de dezvoltare ale orașului. Da. Deci asta este o temă extrem de importantă și care chiar trebuie discutată ca proiecție pentru viitor. Și nu pentru viitorul foarte îndepărtat. Absolut. Nu este pentru vorba viitorul. De termen mediu, cel puțin. Exact, da. Exact. Altceva care ne-ar putea interesa? Despre probleme curente, despre soluții de finanțare, despre PNRR, despre POR, despre creșterea prețurilor la materii prime. E frică să întreb de PNRR. Să nu vă fie. Va exista. Cu siguranță acest program va exista. Eu sper să fie aprobat cât mai repede de Comisia Europeană, astfel încât până la finalul anului să putem avea niște ghiduri concrete pe care să le urmărim. Cert este că avem această obligație de a ne însuși cele două mari direcții pe care le impune Uniunea Europeană, respectiv tranziția verde și digitalizarea. Am înțeles. Bun, deci ne-am lămurit. Dinspre guvern, ce vești bune vin? Eu am spus vești bune așa ca să vă dau un imbold. Că... Să știți că vin vești bune. Păi, exemplu. Guvernul lucrează acum, pe de o parte, la o strategie de ajustare a valorii contractelor pentru a reuși să acoperim creșterea exagerat de mare a prețului la materiile prime, pentru că toate OAT-urile, orice constructor întâmpină dificultăți în a acoperi aceste diferențe mari între prețurile stabilite în contractate și prețurile actuale la materiile prime. Știți ce am bănuit eu? Bine, asta e chiar teoria conspirației. Că există o înțelegere între asociația constructorilor, ce au ei acolo, sindicatul. E o problemă globală, nu e doar România. Știu că e o problemă globală. Dar, într-adevăr, nu poți să faci o construcție pe un contract încheiat acum 2 ani, exact, cu un studiu de fezabilitate, cu un proiect făcut cu 2 ani înainte, da, prețurile fiind la fier, de exemplu, de 4-5 ori mai mari față de atunci. Exact. Deci este clar că trebuie făcut ceva. Ce trebuie făcut? Guvernul lucrează acum la un plan de acceptare a legalității ajustării prețurilor. De asemenea, guvernul lucrează în momentul de față la Programul Național de Investiții, care să vină în sprijinul primăriilor să implementeze programe de dezvoltare a infrastructurii de utilități și de asfalt. Cam acestea sunt temele majore pe scurt. Ce am mai făcut la București, că eu consider că acest lucru trebuie explicat și pietrenii să înțeleagă. Avem niște comori pe care orașul nostru nu le-a înțeles suficient de bine până acum și putem spune... În ultima perioadă. Nu în ultima perioadă, niciodată aș putea spune. Nu, că dacă mi-aduc aminte de vremurile lui Nicu Albu, s-ar putea să vedem că acolo s-au înțeles. Nu se cunoșteau. De exemplu, avem 3 zone fosilifere. Da. Una dintre ele pe Cozla. De care ne-am bătut joc și n-am să spun eu cum și cine. Pentru că părerea mea este că toată lumea știe. Mai avem încă 2 zone fosilifere, Pietricica și Cernegura. Sunt zone unice în lume ca importanța descoperirilor făcute acolo, și anume fosile de pești. Așa ceva nu mai există nicăieri în lume. Și avem noi, și specialiști din ceva, Piatra Neamț, exact, care s-au ocupat, acum sunt pe la Iași, dacă nu mă înșel. Și noi, în loc să le punem în valoare, să aducem oamenii și să vadă că aici cândva era fundul unui ocean, acum vreo 30 de milioane de ani, și o ocean cu o faună foarte bogată, și avem aceste
mărturii ale acestui fapt, să nu punem în valoare acest lucru, să nu creăm o poveste în jurul acestei realități, ba mai mult, să construim și să ne batem joc de această comoară, e un gest criminal. Am mers la Ministerul Mediului, am mers la Agenția Națională a Ariilor Protejate pentru a discuta cum putem rezolva această problemă. Nu vă ascund că încă de pe 22 aprilie, când s-a adoptat bugetul la Piatra Neamț, în Consiliul Local, am rămas încă multe ore după pentru a discuta cu colegii din primărie, cu șefii de direcție, de la urbanism, de la cadastru, de la investiții, cum creăm un loc de joacă care să genereze mai mult trafic pe Cozlea, să aducă oamenii, să stimulăm cumva activitățile economice care se desfășoară acolo, pentru a reuși ca la un moment dat să convingem și niște investitori să continue acele construcții care s-au început. Pentru că în momentul de față, pe buget de la primărie, nu ne putem aventura să facem așa ceva și o să vă rog să-mi dați răgazul să explic acest lucru. De ce nu putem? Dumneavoastră trebuie să plecați la un sfert. Eu trebuie să-mi îndeplinesc targetul. Dar mai vin. Oricum, mai vin și dacă îmi dați voie, poate chiar și într-o altă zi decât vinerea viitoare. Vă aștept cu drag. Mulțumesc frumos. Și soluția pe care am discutat-o la Agenția Națională a Ariilor Protejate, și mulțumesc doamnei președinte Ploitoru pentru disponibilitatea de a petrece alături de mine câteva ore bune alături de colegii din conducerea agenției, am convenit asupra următoarei situații. Zona fosiliferă Cozlea este delimitată cumva fără un studiu în spate, la o suprafață de 10 hectare. Deși, practic, zona în care se pot descoperi fosile, este un areal mult mai restrâns. Păi dacă acolo a fost fundul unui ocean, e clar că pe toată zona poate să existe. Așa există și, probabil, sub piața centrală. Exact, deci de asta spun. Deci e clar că acolo este o zonă în care se poate discuta. Da, și atunci noi o să facem următorul lucru. Pentru că nu vom putea aduce niciodată la starea inițială ce a fost distrus cu mâna omului acolo sus. Construcțiile care s-au realizat fără o documentație completă de mediu și au afectat iremediabil mâna criminală care a plantat stâlp de telegondolă în zonă și alte construcții. Și stâlp de telegondolă și alte lucruri. Acele investiții care s-au făcut deja ar fi complet ineficient să le distrugem, pentru că oricum nu vom putea aduce vreodată terenul la starea inițială. Și atunci, varianta pe care am gândit-o este să facem un studiu geo, un studiu care să demonstreze științific care este zona fosiliferă pe care o putem pune în valoare astăzi, să o delimităm clar și atunci să putem... Și de acolo încolo să poată face planuri. Exact. Bun, lucrul ăsta trebuia făcut de multă vreme. L-am făcut eu acum și... Chiar dacă acest studiu va fi unul destul de complex și costisitor, dacă vrem să îndreptăm situația de fapt de pe Cozlea și să putem să facem niște investiții care să aducă foarte mulți oameni la Piatra Neamț, pentru că ne-am și imaginat, deși mi-a dat fiori reci această discuție, că înseamnă multă vreme în care noi trebuie să facem studii, să facem proiecte, să gândim strategii, mă gândesc cum ar arăta un orășel acvatic în care să arătăm oamenilor ce fel de pești trăiau, ce fel de... O să-l rog pe un coleg de-al meu de presă, fost coleg aici la Mesagerul, să vă transmită zilele astea niște link-uri și niște nume. El s-a ocupat de chestia asta. Avem studii făcute pentru zona respectivă, s-ar putea câștiga enorm de mult timp, chiar de un pietrean făcute. Și astea ar fi baza de plecare Depinde de când sunt studii făcute de om care a cercetat toată zona fosiliferă. Depinde când. Păi nu, dar el vă poate spune unde e centru. Vă rog să mă puneți în contact, chiar îmi doresc foarte mult. Înainte de a intra în alte probleme, sesiune de întrebări și răspunsuri. Rapide. Bun. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, cu ce comune ar fi bine să unifice Piatra Neamț? Le-am amintit, cred că.
Am vorbit. Și nu unifice. Dumbrava Roșie, Gârcina, Alexandru cel Bun. Sunt cele trei posibilități pe care le putem... Se vând terenuri pe Pietricica în această idee, prin licitație publică. Poate ar fi municipiul Piatra Neamț interesat? Suntem foarte interesați, dar am să vă explic în ce situație ne aflăm. Municipiul Piatra Neamț plătește în fiecare lună 3 milioane de lei, pavele de 15 ani, cosit de acum 15 ani, un sistem de termoficare care n-a funcționat absolut niciodată, o telegondolă care duce de la gară până pe vârful Cozla pentru a ne dezvălui un peisaj mirific, dar insuficient pus în valoare. Și din când în când și aer. Da. Și aer curat, într-adevăr. Cam asta plătim noi, 3 milioane de lei pe lună. Să vă zic ce am putea face cu 3 milioane de lei pe lună. Anul acesta facem o creșă complet nouă pe buget local, care ne costă 3 milioane de lei, pentru a face dintr-o centrală termică, care astăzi este un pericol public, un focar de infecție, un ceva așa, funcțional, facem și necesar. Ceva cu utilitate publică. Și necesar. Și foarte necesar, pentru că în momentul de față, numărul, noi nu putem livra și acoperi toate cererile pentru creșă. Și am zis că în fiecare an trebuie să-mi asum acest lucru. O centrală termică care să capete dintr-o chestie amenințătoare, cu un risc foarte mare, să capete un sens, o utilitate publică. 3 milioane de lei o creșă. 3 milioane de lei, 3 kilometri de drum. Da? Cu 3 milioane de lei am putea face 10 locuri de joacă complet noi și moderne și civilizate. Dar noi plătim facturi și datorii pentru chestii care astăzi nu ne generează valoare adăugată. Trebuie să spun lucrul acesta pentru că de asta suntem unde suntem. Da, aici, deci lucrurile astea trebuie explicate. Între timp am primit conferenția doctor-inginer, cred că conferent doctor în paleontologie, Sorin Baciu, fost custod de alarii fosilifere protejate de la Piatra Neamț. Perfect. Este un om care iubește foarte mult Piatra Neamț. Mulțumesc frumos pentru și ține informație. La ce era acolo și care a reacționat când s-a făcut crima de pe deal, dar nu l-a băgat nimeni în seară în afară de mine. Voi contacta fără nicio ezitare. Bun. Altă întrebare, de fapt nu, un sfat. Un control mai amplu de la cei de la ISCTR și poliția locală asupra camionelor cu bușteni care tranzitează orașul. Și într-adevăr, tranzitează destul de multe. Așa este, știu. Domnule primar, când asfaltați porțiunea de drum de la Macrina spre curtea școlii 5, semnat ca de didactice părinți și locatari din zonă? Asta nu știu și cred că nici dumneavoastră nu puteți da un răspuns. Trebuie să spun sincer, pe anul acesta nu cred că este în plan. Anul acesta vrem să facem varianta de la Shopping City până la intersecția cu Petru Movilă. O să facem porțiunea de drum de pe fermelor, de la benzinăria MOL până puțin dincolo de benzinăria Socar, pentru că acolo este într-adevăr o zonă extrem de denivelată. Și o să ridicăm în continuare capace de canal. Până acum am inventariat 1600 de capace de canal care trebuiesc ridicate la cotă. Anul acesta s-au ridicat 300. Am încercat să prioritizăm arterele principale. Știu, recunosc în fața pietrenilor că situația nu este nici pe departe așa cum ne-am dorit. Nu ne putem mișca atât de repede pe cum ar trebui și din cauza acelui fapt esențial. Lipsa banilor. Banii pe care noi trebuie să-i plătim pentru datorii din urmă, adică chestii care astăzi ar trebui să le facem curent, noi trebuie să plătim ce s-a făcut acum 15 ani. Și o problemă de personal, de resurse umane. Noi în momentul de față o luăm aproape de la zero cu instruirea personalului care face acest lucru. Și directorul de la Publiserv are această misiune grea. În fiecare dimineață, de la 7:30 la 8, eu merg ca să verific în teren cum se face semnalistica. Un lucru esențial pentru că mă interesează. Păi până acum o zi, două, nu exista niciun fel de semnalizare pentru lucrarea aceea de la Carrefour spre ieșire. Da. De două zile, de trei zile, hai să spunem, între trei zile au început ocolire să apară acolo. Lucruri? Lucrăm de bun la lucruri simț. Elementare. Deci, de vedeți, bun simț. Lucrăm la lucruri care nu sunt cele care ar trebui să fie curente ale zilei de astăzi.
Și o luăm din urmă, pas cu pas, pentru a ajunge din urmă în ziua de astăzi. Ne străduim și ne dăm toată silința ca astăzi să fie mai bine ca ieri și mâine să fie mai bine ca azi. Acum, de exemplu, a fost prima zi că eu am ajuns la dumneavoastră în studio după ce am făcut din nou turul orașului, să văd cum au aranjat domnii de la PubliServe culoarul de trecere pentru pietoni, că refacem trotuarele. Trotuarele arată jalnic, sunt perfect conștient de asta, dar este o moștenire pe care o avem. Nu am distrus orașul în aceste zile, așa l-am preluat și ușor, ușor am intrat, am gândit un program complet de reabilitare a tuturor trotuarelor din oraș. Pentru că sunt cele mai traficate, am început cu pătrățelul, pentru că acolo vin părinții cu copii mici să-și plimbe copiii cu rolele, cu bicicleta, cu trotineta, cu căruciorul, copiii în cărucior. Și trebuie să accesibilizăm tot orașul. Știți cât de brutale erau trecerile dintre asfalt și trotuar? Ei, acum putem să ne uităm cu oarecare satisfacție, nu sunt pe deplin mulțumit, dar trotuarul de pe Republicii, de la Hotel Ceahlău până la Muzeul de Istorie, arată bine. Se poate merge decent cu un cărucior. Acum se lucrează pe Republicii, în așa fel încât oamenii să poată să facă o plimbare, pătrățelul pe care îl cunoaște toată lumea, toți pietrenii, să facă o plimbare și să nu se simtă atât de amenințați de denivelările pe care le nu care erau să acolo. Nu simtă că fac sporturi extreme. Exact. Și se lucrează la accesibilizare în toate zonele orașului. S-a lucrat pe Traian, de exemplu, s-a îndulcit trecerea de pietoni de acolo, dintre benzinăria Rompetrol și Mol. Domnul primar, haideți să intrăm și în câteva chestiuni punctuale. Absolut. Eu trebuie să-mi cer scuze la cei care îmi transmit pe tot felul de căi întrebări pentru dumneavoastră. Poate reușim săptămâna viitoare să ne vedem într-o emisiune, să discutăm asemenea lucruri. Revin din nou săptămâna viitoare. Așa. Până atunci însă, haideți să vedem niște chestiuni, ca să zic așa, la ordinea zilei, care se întâmplă și care grevează și asupra imaginii instituției și asupra activității. Eu am niște lucruri pe care vreau să vi le-am semnalat, sunt sigur că le știți, dar vreau să discutăm despre ele. De exemplu, zona Punteștrand. Da. Aveți acolo o zonă care noi am numărat ar fi cam 100 de parcări. Da. Aproape amenajate. N-ar trebui nimic a făcut acolo. Unde acum se desfășoară o activitate care, din punctul meu de vedere, este neautorizată în momentul ăsta. Așa este. Ea se desfășoară pe un spațiu... Este nereglementată. Nereglementată. Da, dar eu vă spun ce se întâmplă. După, o să vadă cineva de la Curtea de Conturi emisiunea asta, dacă mai presupunem că mai citesc și ziare, și când vine la primul control de la Curtea de Conturi, o să spun așa, întrebare... Pe perioada cutare, până la perioada cutare, care au fost veniturile încasate de municipiul Piatra Neamț pentru un teren care este al său? Un teren nerecepționat. Și de ce, nu s-a încasat niciun venit? Dar și după aceea nu se încasau venituri. Păi pentru nu se încasau. Pentru că era un teren dat în folosință gratuită. Da, dar era o reglementare. Pentru o activitate economică. Mie mi se pare ceva ciudat. Dar nu. Foarte ciudat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și nu, nu e responsabilitatea mea sunt să răspund. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar era o reglementare, un acord sau nu știu exista, ce Dumnezeu era. Așa este. În momentul în care acel acord nu mai era, cineva trebuia să vină la dumneavoastră. Nu dumneavoastră. Nu... M-am dus eu la cineva. Cineva trebuia să vină și să vă tragă de mânecă și să spună, domnul primar, ce facem noi aici? Că nu, când semnați dispoziția ca să mergem să facem preluarea? Mai ales că s-au dat hârtii în primărie pentru așa ceva. Da. Domnul Bălănescu, am să vă zic. În luna martie am avut prima discuție pe subiectul avem și postului Târgu Auto. Da. În luna martie am discutat subiectul fostului Târgu Auto pentru că atunci a fost și o solicitare din partea unei entități din Piatra Neamț pentru a se prelungi contractul Camera de Comerț și Industrie, da.
Și am zis, domnule, nu putem să oferim gratuit un spațiu în vederea desfășurării unei activități economice. E absurd. Nu putem să facem așa ceva, motiv pentru care nu putem prelungi acest contract. Am discutat cu colegii de la Patrimoniu și am dat termen ca până pe 31 mai să se reglementeze situația, să avem o soluție clară pentru proprietarii, pentru cei care au de vândut un autoturism second hand, să le punem la dispoziție, să-i trimitem într-un teren pe care să-l... Deși nu aveți nicio obligație pentru asta. Nu avem obligație, dar eu nu vreau. Legală, obligația eu nu vreau era legală să de... văd orașul plin de mașini de vânzare. Peste în tot orașul, să așa ocupăm spus, parcările așa, cu mașini. Asta a fost ideea când s-a făcut acel spațiu. Da. Ideea este bună, zona nu se pretează pentru așa ceva. Acolo este o zonă de agrement, de divertisment, de recreere. Nu trebuie să punem mașini... Sau de parcare pentru... Sau de parcare, da, exact. Noi acolo trebuie să oferim o altă facilitate. Nu asta, nu expunere de mașini second hand. Și am dat temă 31 mai să găsim, pe de o parte, soluția unde să relocăm aceste mașini, procedura completă, cine... încasează, cine plătește, cum plătește, cum se contractează locul, care e perioada și tot procesul. Volumul de muncă nu mi-a permis să urmăresc punctual, pas cu pas, toate... De asta am și spus cineva. Și trebuie de să... ce? Pentru că eu astăzi fac și munca foștilor primari și a foștilor viceprimari și a actualilor viceprimari. Pentru că am în continuare viceprimarii suspendați. Până pe 29. Iertați-mă, câte? Încă vreo 4 zile, da. Mi-aș dori să le pot face pe toate, dar efectiv nu poate face un om. Mi-aș dori să văd pe unul care s-ar descurca mai bine. Dar nu despre asta este vorba. N-am reușit să urmăresc pas cu pas această problemă. Când am pus întrebarea, în prima săptămână din iunie, stați un pic, acolo avem o problemă. Stați un pic, dar nu trebuia să veniți să spuneți problema. Era un termen 31 mai. 31 mai era termenul până la care trebuia să rezolvăm această problemă. Acolo este o problemă destul de complexă pentru că nu se cunosc limitele de proprietate și atunci noi acum ar trebui să recepționăm, da, este o problemă de patrimoniu și sunt foarte multe problemele de patrimoniu în oraș. Am organizat de 3 ori anul acesta concurs pentru director executiv la Direcția de Patrimoniu. Am promovat pe toate canalele. Ca să vă mai spun un lucru, am organizat 33 de concursuri tot anul și s-au ocupat doar 7 posturi. Dintre care 2 de șofer. Marele câștig este arhitectul șef, pentru că astăzi Piatra Neamț are un arhitect șef. Mai aveți postul de șofer? Nu mai sunt postul de șofer. Facem o înțelegere bine. Deci este nevoie de încredere din partea populației, avem nevoie de oameni competenți, avem nevoie de ingineri, constructori, avem nevoie de economiști, de finanțiști buni, de oameni care să vină și să aducă plus valoare în activitatea primăriei. Sunt mândru că ieri am reușit să mai găsesc un om super profesionist să-l aduc alături de mine pe cabinet primar. Abia aștept să-l prezint pe data de 2 august. Luni, pe 26 iulie, voi, pentru că nu mai îmi permit să mai pierd încă 2 luni, că atâta durează un concurs. Ca în primărie să organizez un concurs, îmi ia 2 luni. Ca în primărie să demarez un proiect nou, îmi ia minim 6 luni dacă am sursa de finanțare. Să vă mai dau un exemplu. În decembrie... Continuați cu luni, ce ați spus că luni. Da. Și după aia mergem cu exemplu, luni, să nu sărim. Mulțumesc frumos. Mă las de mă, și... Mă incitați și nu pot. Luni voi, pentru că nu ne mai permitem să mai amânăm, să avem un director executiv la Direcția de Patrimoniu, luni voi numi, voi face o promovare temporară, numind o colegă interior. De la compartimentul de audit intern pe poziția de director executiv la Direcția de Patrimoniu. Deci avem o știre, deci luni se schimbă șeful. Pe data de 27 va începe activitatea. Și e tot interimar până la organizarea concursului. Va fi interimar, nici nu mai putem prelungi. Da, am înțeles. Bun. Așa. E probabil nevoie de un suflu nou acolo, pentru că... E nevoie de foarte mult suflu nou. Da. Și e foarte greu să-l aducem, pentru că, nu știu, ori nu mai sunt... Deși,
dacă mi-aduc aminte bine, momentul în care încă mai îmi permiteam să mai fiu super activ, hiperactiv pe Facebook, recunosc că în ultima perioadă nu mai reușesc să mai fac asta, primeam sute de mesaje pe zi, că vreau și eu un post, că vreau și eu un contract, că vreau și eu o locuință. Păstrați-le. Da. Nu, de atunci am avut un gust amar și am renunțat să mai îmi doresc să deschid foarte mult Facebook-ul. Nici astăzi nu am foarte multe motive, dar știu și de unde mi se trage. Pentru că eu am comunicat prea puțin și m-am orientat prea mult pe a face și încă nu se vede. Să vă dau acum acel exemplu la care vreau să fac referire mai devreme. Ca să-mi pun o cameră de luat vedere acasă, mi-am mai puțin de 24 de ore. Merg, iau camera, chem pe cineva, ore, o instalează. 4 ore, nu. Mai puțin de 24 de ore, da? Ca să... Da. Așa. Instalează, leagă niște fire și gata. Ca să faci acest lucru la nivelul unei primării, nu o să vă vină să credeți, dar deși am demarat în decembrie procesul, nici astăzi nu avem shelterele conectate la camere de luat vedere decât câteva. Și să vă spun, de fapt, din prima săptămână de noiembrie am început. Din decembrie am demarat achiziția pentru furnizarea serviciului de internet, pentru a conecta camerele de luat vedere la sheltere. Deci nu mai vorbim de camere, nu mai vorbim de conectarea branșamentului electric, nu mai vorbim de nevoia de a avea un dispecerat care să preia imaginile și să fie o încăpere destul de spațioasă, care să aibă un număr de monitoare, care să permită vizionarea tuturor imaginilor primite de la, recepționate de la aceste camere. Din decembrie, demarată achiziția pentru internet, eu abia ieri am semnat contractul. Adică nu se mișcă lucrurile cu aceeași viteză, cu aceeași rapiditate cu care ne mișcăm în privat. Aici, să pentru știți, că sunt bani publici la mijloc. Și este corect. La prima achiziție nu s-a prezentat nimeni, pentru că nu era suficient de ofertantă valoarea pe care o estimasem. După aia n-am avut buget până pe 22 aprilie. Și n-ai putut să faci nimic nou în această perioadă. Deci până pe 22 aprilie noi am avut 4 luni în care n-am putut mișca în front prea mult. Aici, acum să vă spun eu, nu vă supărați. La București trebuia discutat. La București pentru buget. Știți bine că problemele la București erau un pic mai mari decât era vorba de o coaliție, de niște negocieri. Ca și acum. Cum aș fi putut ajuta eu? Ca și acum. Să vedem la anul ce va fi. Dacă vom avea un buget la termen. Am vorbit cu domnul prim-ministru pe subiectul acesta și îl vom avea la termen. Cu condiția să rămână prim-ministru, domnul Cățu, până la anul. Credeți că nu va rămâne? Eu am zis cu condiția să. Va rămâne, sigur. Bun, am înțeles asta. Deci avem un nou șef la patrimoniu de luni și poate noul șef va veni și va spune: domne, problemele la patrimoniu sunt astea. Nu avem cadastru făcut. La stadion este cadastru, domnul primar? Eu l-am comandat, domnul Bălănescu. Nu este cadastru la stadion? Nu era făcut. La sala de sport este cadastru? Nimic nu era cadastrat, ca să subliniez. Nici sala de sport, nici stadionul, nici vârful Cozla, nici Forum Center. Trai nineacă pe patrimoniul orașului. Ca să fie cu iertare. Deci colegii mei n-au avut viață ușoară în aceste 9 luni de mandat cu mine. Bun. Dar sunt împăcat că și ei au mișcat cât au putut. 2 minute. Am primit de telefoane, de mesaje. Ce se întâmplă cu castanii? Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Inclusiv un compozitor foarte în vârstă din București m-a sunat și mi-a spus așa: dom'le, când vine primarul la tânăr, spuneți că melodia lui Dan Spătaru, trecea fanfara militară, a fost inspirată de fanfara care trecea presub castani. Nu știu dacă e adevărat, că nu mă pricep. Bun. Eu, domnul Bălănescu, sunt un ecologist și mă doare sufletul de fiecare dată când se taie un copac în țara asta. Dar acum sunt primar și am în primul rând responsabilitatea
față de sănătatea și integritatea pietrenilor. Anul acesta, 3 castani au căzut, amenințând viața unor persoane, pentru că au căzut în apropierea locului unde au căzut acei castani, erau oameni. Așa. Nu s-au tăiat castanii decât pentru că sunt o amenințare, dar vă promit un lucru. Vom planta tot castani și nu platani și nu altceva. Asta pentru este că... știre, rog colegii să scrie o știre. Deci, castanul... Andrei Carabelea spune, nu vom mai planta platani, vom planta castani. E foarte important pentru, foarte important și pentru eu sunt cei care iubesc orașul și tradițiile lui. Eu sunt conștient că acest copac este emblematic pentru oraș. Nu putem să plantăm altceva. De aceea îmi iau acest angajament că în locul castanilor vor fi tot castani. Trebuie să avem această și înțelegere răbdare. Că și răbdare. E un rit de creștere mai lent, dar avem această obligație. Vedeți și dumneavoastră fenomenele meteorologice agresive, din ce în ce mai agresive, din ce în ce mai puternice și mai amenințătoare. Atunci, haide să trecem de la pomi și afectați de fenomene meteorologice, să intrăm la subsol. Da. Să intrăm la subsol. Da, intrăm și acolo. Acum câteva zile, noi într-o emisiune am discutat despre avizele pe care le-a primit proiectul primăriei privind mobilitatea urbană. Adică, hai să vorbim pe românește, refacerea acelor bulevarde și modernizarea lor. Da. Unul din avize, pe care eu l-am în față, se referă la societatea APASERV. Da? APASERV-ul spune, n-are rost să mai reiau, că am spus. Am auzit de conferința pe scurt. Deci, domne, tot ce înseamnă țevi la subsol, noi ne dăm avizul pentru lucrare, dar beneficiarul se ocupă. Da. Și acolo sunt țevi de 500 de milimetri, de 250 de milimetri și de 100 de milimetri. Ceea ce înseamnă că în momentul în care dumneavoastră va trebui să le schimbați, nu se pot schimba fără un proiect. Apropo de ce discutați dumneavoastră și de timp, ceea ce înseamnă întârzieri dacă proiectul se face după momentul decopertării. Da. Știți ce este deranjant, domnul Bălănescu? Este deranjantă atitudinea obraznică a domnului director de la APASERV. Pentru că eu până acum am avut 10 de întâlniri cu el, în care eu i-am întins mâna de fiecare dată și n-am ieșit niciodată să-l vorbesc de rău sau să comentez pe ce nu face APASERV-ul. M-a auzit pe mine cineva din oraș, vreun pietrean, dumneavoastră, vreun coleg jurnalist, vorbind de rău, opoziția, companiile gestionate de opoziție, Consiliul Județean, iar el, de fiecare dată când iese public, mai aruncă câte o pastilă despre primarul Calavera sau despre instituție. Haideți să vă spun ceva. Și... acum, ca să respectăm adevărul isteric, istoric, el a spus așa, din ce am văzut eu în conferința de presă, acum câțiva ani, APASERV a pus la dispoziția primăriei rețelele. Primăria de atunci n-a ținut cont de asta. În momentul acesta, am găsit înțelegere și a spune, am găsit înțelegere și căi de discuție cu actuala primărie, care, din păcate, ai o moștenire groaznică dacă pe domeniul ăsta. Eu de asta vreau să spun ca să fie lucrurile... Eu am mai auzit și am mai ascultat fragmente când am timp să urmăresc conferințele de asta vă spun ca lucrurile să nu degenereze de la... Am mai simțit diverse împunsături de acolo și eu n-am făcut-o niciodată, deși aș fi avut anumite subiecte pe care să le lansez în spațiu public, am preferat să le discut față în față cu domnul director. Și acum, auzind de la dumneavoastră despre această situație, consideram că era corect ca domnul director să vină la ușa mea și să discutăm această problemă. Bun. Nu vă ascund că luni am discutat-o. Săptămâna trecută am discutat-o. Probabil de aia și făcut conferința de presă, probabil. Ideea este așa. Trecem peste ce spune APASERV, ce spune primăria. Problema este, din punctul meu de vedere, de costuri, pentru că după acel împrumut de 16 milioane, eu sunt convins că dacă va trebui să schimbați țevile astea, și ele sunt acolo, știm. Sunt acolo,
prețul va fi imens și nu cred că ajunge din acele cheltuieli neprevăzute. Dar nici nu au treabă cu alea. N-au nicio treabă. Deși prețul este imens, nu mai spunem de lucrarea în sine. Care am discutat la Ministerul Dezvoltării, a fost unul dintre subiectele fierbinți pe care le-am discutat acolo. Am spus domnului ministru că avem o rețea Schweizer în Piatra Neamț, o rețea de apă canal care nu are cum să reziste. Schweizerul totuși este solid, eu aș zice sită putrezită. Aveți perfectă dreptate. Și am discutat despre soluții financiare care să ne permită să acoperim această nevoie urgentă măcar pentru vreo 8 km. Din păcate, domnul ministru nu a putut să-mi promită decât că va căuta una. Pentru că astăzi, la momentul vorbirii, nu există o soluție completă atunci, pentru a acoperi această problemă. Haideți să fim cinstiți cu noi. Am o variantă de lucru, dar trebuie să o mai analizez înainte de la anunța publică. Practic, acest lucru poate cauza blocajul întregului proiect. Dacă nu există o sursă de finanțare care trebuie să fie consistentă. Nu doar sursa de finanțare este foarte importantă aici, ci și colaborarea dintre APA Serv și primărie. Corect. O colaborare pe care am susținut-o, o susțin și mi-o asum din prima zi a mandatului meu. Domnul primar, sunteți acționar. Și acum de asta am fost surprins, neplăcut să aud că... Nu, eu v-am spus, deci eu am făcut această completare pentru că efectiv am văzut că dânsul a spus, el nu era director atunci, era altcineva la APA Serv, da. Că s-au pus la dispoziția primăriei documente necesare și acum, discutând așa, eu nu știu cum s-a aprobat un asemenea proiect fără să țină cont, la vremea respectivă, de faptul că el mai mult era unul de fațadă, de asfaltare, de pus niște lucruri, fără să țină cont de tot ce înseamnă integrarea unui proiect. Bogdan, te rog frumos, mai avem foarte puține minute, în timp ce vorbesc cu domnul primar, punem niște imagini, te rog, de la bazar. Domnul primar, am primit acum zice, de ce nu face domnul primar așa, ca bazarul acela care e mai mult gol, sunt imagini filmate ieri, să fie folosit pentru relocare a mașinilor până la găsirea unei soluții. Chiar această soluție, bazarul, sala polivalentă, sunt trei soluții viabile în acest moment pentru acest... Și se puteau rezolva în trei zile, nu în 6-5 luni, 4 luni. Sunteți foarte optimist și mă bucur optimismul dumneavoastră. Realismul ne zice că trei zile... E foarte greu să rezolvăm această problemă, pentru că mai întâi trebuie să trecem prin Consiliul Local. Bazarul este gestionat de urban. De urban. De urban. Trebuie să completăm urbanul să și însușească. La câte extraordinare și de îndată se dar fac eu acum... Fac, nu e problema de extraordinară. E vorba de un proces un pic mai complex. Tehnologic-administrativ. Da. Mai avem un minut. Dacă aveți ceva de comunicat, special și important acum, și după aia spunem când ne întâlnim la următoarea emisiune. Vin și următoarea vineri. Într-un minut, provocarea e prea mare ca să pot să ne asumă. Atunci, într-un minut, fac eu un rezumat. 1. Vom avea șef nou la patrimoniu. 2. Pe 2 august va fi anunțat un om valoros care vine la cabinetul primarului. 3. Se caută soluții pentru relocare a mașinilor de acolo. Una din ele ar fi bazarul, a doua sala de sport. 4, ce am mai zis? Nu știu, dar uitați, mai zic eu Castanii. Castanii, așa, foarte important. 4, da. Și mai zic eu unul. Și de acum stați în timpul dumneavoastră. Este primul... Mulțumesc pentru informație. Este primul an când Strandul și-a acoperit investițiile inițiale. Astăzi, cu toată vremea rea, cu toate ploile care au fost până acum, cu toate că nu am scumpit prețul la intrarea la bazine, cu toate că am... făcut niște reforme structurale acolo, adică am tăiat din multele terase care erau și aglomerau și creau așa o senzație de chici.
Astăzi, noi, la momentul vorbirii, am ajuns la începutul anului pentru a pregăti strandul pentru a-l deschide, am băgat 200.000 de lei. Și astăzi avem încasat, am depășit încasări de 200.000 de lei la strand. De la momentul când am deschis strandul până mai astăzi. Mai rămâne ca să încaseze mai mult, ca să plătească și cei care lucrează acolo. Să dăm salarii și la cei care lucrează acolo. Aveți dreptate. Dar este o realizare, pentru că până acum nu se întâmpla nici măcar acest lucru. Și mai mult decât atât, nici nu era atractiv. Weekend de weekend, duminică de duminică, sunt peste 700 din cele 800 de șezlonguri sunt ocupate. Acum două duminici era ocupat fiecare șezlong. Toate șezlongurile au fost acoperite și oamenii intrau doar pentru a sta pe propriile pături, pentru că noi nu mai aveam șezlonguri să le oferim. Știu că lucrurile se întâmplă mult mai greu decât se așteaptă pietrenii. Se întâmplă mult mai greu decât mă aștept eu, pentru că numai eu știu cât muncesc. Dar vin și continui discuția cu dumneavoastră săptămâna acum, viitoare. Acum, sincer, eu nu vă plâng, da? Mă rog. Dar nu mă plâng nici eu. Așa. Doar senzația asta, e frustrarea că nu reușim să livrăm pe cât muncim și nu se văd încă rezultatele. Dar după cum v-am zis, dacă 9 luni ne-a luat doar să avem un contract, un amărât de contract de internet pentru a conecta camerele la sheltere, imaginați-vă ce aș fi putut face fără buget 4 luni, am buget de 3 luni și jumătate. Ne oprim aici, eu aș mai sta. Weekend minunat și eu aș mai sta și... Ne vedem atunci vinerea viitoare. Ne vedem vinerea viitoare după ce vă dați jos la valiera. La revedere, oameni buni, numai bine, weekend minunat pentru toți.